În fiecare săptămână, camerele de supraveghere ale societății Salubri SA, în zone precum Nicolina Tătăraș, Alexandru cel Bun sau Dacia, surprind momentele în care diferite persoane abandonează deșeuri. Unii coboară din mașini luxoase și scot saci plini cu deșeuri pe care îi lasă lângă containere. Într-una dintre filmări, o camionetă încărcată cu deșeuri din lemn oprește lângă un tomberon, iar două persoane aruncă bucăți de scândură, cauciucuri și chiar dulapuri lângă tomberon. După câteva momente, camioneta vine din nou încărcată cu alte gunoaie și acestea ajung tot lângă tomberon. În altă filmare, o mașină cu remorcă oprește lângă un tomberon pe Bulevardul Chimiei. Doi bărbați scot din remorcă saci plini cu gunoaie pe care îi abandonează lângă container. Se vede că în ultima perioadă aproape întreaga zonă metropolitană, foarte mulți părinți cu copii care aduc spre Iași în drumul lor spre servici, aruncă și gunoiul în punctele noastre gospodărești. Ei, vreau să le spun că sunt de servici de un alt operator de salubritate, plătesc taxe către primăriile din zona metropolitană, din primăriile din limitrofe Iașiului și vreau să vă spun că aceste fapte sunt ilegale. Ce nu știu acești oameni este faptul că acțiunile lor au fost înregistrate video. În doar câteva luni, angajații Salubris au identificat peste 250 de cetățeni care nu locuiesc în municipiul Iași și nici nu aveau de gând să plătească firmă de salubritate. Foarte multe sesizări care cuprind peste 250 de abateri, iar poliția locală este cea îndreptățită să ia măsuri și să amendeze. Vreau să mai spun celor care au această practică că toate punctele gospodărești din municipiul Iași sunt prevăzute cu camere de luat vederi și tot ceea ce surprindem că se face ilegal în aceste puncte gospodărești, sesizăm organele competente. În perioada următoare, echipe mixte formate din polițiști locali și reprezentanți Salubris vor verifica dacă vilele din preajma orașului au contracte cu firme de curățenie. La societatea Salubris noi am primit 239 de sesizări, iar numărul de sancțiuni aplicate este de 208 până în prezent, însemnând că sunt multe sesizări încă în lucru. Însă trebuie să mai spun că polițiștii locali monitorizează acest fenomen și îl combat și din proprie inițiativă, nu numai în baza sesizărilor. Valoarea amenzilor aplicate de polițiștii locali celor care au aruncat gunoaie depășește suma de 230.000 de lei.